Bun, salutare și ne regăsim la o nouă parte din Aragami. De ce merge 19 frame-uri? What the fuck? Joc, please. Da. Mie să nu facă de la bariera aia de lumină, că e tare jegoasă bariera aia de lumină. Trebuie să distrugem bariera aia acolo. Ah, come on. Mamă, dar ce a făcut? A sărit așa dum și mi-a băgat sabia în mine. Wow. Da. Mi-a să nu fii și pentru că e mapa asta, asta mi se pare că e cea mai mare mapă din joc și de asta. Nu o să mă teleportez sus, că mi-e mult mai ușor. Sper că nu mergi decât pe partea asta. Da. Ca să mă dau așa. Dăm pe... Da, deci pur și simplu, uite, acum nu mai am 20 frame-uri. S-a întors... Ba nu, s-a întors sau... Da, trepitează între 30, nu știu ce naiba. Până la urmă joc indie, dar aparent, nu știu, mie îmi place în sine jocul. Ăsta, unde naiba e celălalt? Că nu-l văd pe ăla altul. Ăla altul e aici. Tu, măcar ți-a spun cadavul, zi. Mori. Perfect, acum putem merge la adevărata zonă, unde e mult mai greu. Și parcă văd că iar scade FPS-urile în ultimul hal, dar deja sunt... Ba nu, deja s-au întors, what? Ok, deci, parțial, zona asta s-ar putea să fie și din cauza ceții. Mie des să nu fie din cel mai rău caz. Să nu fie din cauza ceții. Hai mă, că știu că e unul acolo. Eu... Și pe acolo, dar nu prea mai are raza asta. Am scăpat direct de unul. Sper că dacă îi fac sunet, el o să vină. Perfect, am luat deja 2. Hai că merge perfect treaba. Ne mișcăm destul de rapid deja. Da, unde să-i scanez pe ăștia din apropiere. Asta e fucking blind, nu mă vede, pur și simplu. Iată-l, pe ăla nu mi-l marcase. Hai că să mă duc în partea asta, așa. Că ăsta are tendința să cadă, deci mai bine îl omor așa. Pot să-i dau aerial, dar nu-i dau. O să-i dau aerialul ăsta, când vine mai aproape. Și acum mai ascund cadavrul. Teleport. Asta o să vin aici dacă nu mă înșel acum. O să ocolească toată zona să vină tu mai aici. Da? O să vină tu mai aici, tipul. Ceea ce e perfect pentru că pot să-l omor. Dacă nu mă înșel... O să găsiți un pergament aici.
Unul găsiți unde să ia unii casa aia acolo. Iar a scăzut frame-ul. Deci ceva în sacadează. Ia să vină. Flacăra văd când scade chestia asta. Wow! Wow, 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 easy, Mi-era să mă vadă, mă, vere. Nu știu cine era să mă vadă. Pe ăsta care vine aici acum. Care oricum o să moară. E dead ăsta deja. Da, pe ăsta m-a văzut. Ce ia transformă-te tu cu cadavrul cu tot în... De fapt nu te transformi, dispari complet. De fapt aici n-am nevoie de altceva decât... Să mă teleportez și să-l omor pe ăla prima dată. Și pe ăsta direct. Ca să nu stau să mă chinui. Pentru că n-are rost să stau să mă chinui. Și pur și simplu aici în spate mi se pare că găsesc un pergament. Sau chiar în față aici. Știu că găsiți oricum un pergament în zona asta. Într-un fel trebuie să scap de amândoi. O să aștept să plece ăla mult, mult în spate. Ca să dau din clopoțel. Da, am făcut bine. Trebuie să dau aici. Exact așa. Îl omor. Fuck. Aștept să vină și ăsta în zona asta. Ca să-l pot omorâ. Și după ce l-o mor și pe ăsta trebuie să mă ocup de aia, care o să fie un pic mai greu probabil. La, o să încerc să mă teleportez sus pe chestia aia de... Adică să ajung la pom. Dacă l-o mor pe ăla după pom o să am foarte ușor, băi, a doi. Pentru că pe unul l-o mor cu sabia și pe celălalt pur și simplu mă teleportez la el. Și tot poți să mori, te rog. Mulțumesc. Și acum poți să și dispari în întuneric. Dar o să uite doi ce-i drept. De fapt, nu o să uite doi. Și așa i-am scos pe doi. A, ăla o să înceapă să uite. Trebuie să mă sui pe astea eu oricum. Ca să mă teleportez la el. Dar nu când se uită la mine, că n-am cum așa. O să pleci. Mulțumesc că ai plecat. I'm... Fuck. Sper că am cum să stau și pe asta, da. Fă-mi un serviciu și... Da, mulțumesc. La omor dragon, cel puțin. Wow. Ca să-ți ascunzi și corpul. Te mănâncă și pe tine dragonul, pur și simplu. Și scap de toți. Am dat clear la zona asta, ceea ce e mult mai perfect și ne-am mișcat destul de repede, 9 minute. Mi se pare că știu de unde am rămas când am terminat jocul, cum am zis la începutul seriei. N-am distrus-o de ea. Și cred că știu unde n-am distrus-o. Da. Mi-am dat seama din start. Aici mai era chestia asta. Știu că era una în pom și una sub pom și mi-am amintesc că pe aia din pom o distrugesem. Și în primul rând pentru că mai strălucea pomul. Și aia care mi-l arată, ca să știți, saltare. Destea de încărcat pentru consumarea energiei. Că mi-a arătat scrollurile când dădeam asta, dar na. Aici iar găsim un talisman. Al doilea talisman, dacă mă înșel.
Ai, băie, nu mai amintesc. Mi se pare că a locuit aici, dacă nu mă înșel. That's my precious doll, the only memento I have from of my mother. She made it from me. It's an effigy of an ancient heroine from her clan, the Shiro Kitsu. It's inspired me to keep going, no matter what, even through all the years I spend in this place. You leave it here? Unfortunately, after the attack, I was too afraid to go back to town. They may have been waiting for me ahead. Nowhere else to go. I never trust in you and ever again. Handle the tool with care, will you? I will. Yamiko. Yes? This talisman, why are being guarded so carefully? You say Kaihu used them to imprison you. I've seen tens of guards so far and we have just two talisman. Why are there throwing men at this? You see, I was very close to the Empress. I was with her when the Kaihu attacked. She's strong. Many consider her a goddess because of her immense power. A goddess? Yes. Remember when I said there are other prisoners? Her with me. The Empress herself is one of them. Kaihu underestimated her when they attacked. The leader had to use the filthy talisman magic to seal the temple. And now they are guarding the whole place. Afraid someone might release her. I went through, they couldn't destroy the Empress back then. They've been looking for ways to do so. Ever since they captured her, this is just one of the reasons we need to hurry. You're right, we wasted enough time already. Perfect. Avem și al doilea talisman, care ăsta nu ne ajută ipotetic cu nimica. Ăsta e total useless pe lângă clopoței care fac zgomot. Unde plec? Aici am venit. Acolo știu cum ai găsit, aici mai găsiți un pergament. N-am intrat să ne ducem pe sus. Și cum să merg pe crouch. Așa, aici iară e faze de alea cu stânci. Dar ați scris, ai spus, nu-i mor. Wow. Nu știu, normal ar trebui... Da, am făcut o mare greșeală, ar trebui să le folosesc și după aia să le încarc, da, n-am jucat nașpa la faza asta aici. Hai mă! Fac un pic de umbră. Mă teleportez la umbră. N-am făcut bine, că am stat prea mult la lumină. Aici știu că-s destui de mulți, aici chiar trebuie să joc... Încet, să nu mă grăbesc. Arcaș stupid. O să mă întorc mie la gardianul ăla, dar mai întâi. Ca să le mai descoper locația la câțiva, cel mai bine să fac asta. Aici dau iar dragonul să-l mănânce pe ăsta. Uite încă unul acolo. Știu că-s vreo doi în casă sau ceva de genul. Acum pot să mă întorc lejer la... Ba nu pot, nu pot să-l mănânc încă. Să mă vadă ăla. Doar dacă aș folosi un kunai. Cred că asta o și să fac. Știi ce? Dăm cunaiul. Dă-i lua ăla așa. Pe ăsta mănâncă-l să-mi refac chiar cunaiul. Și acum ne mișcăm. Ca să-l omorâm pe ăsta. Vreau nu să-l omorâm, să-i ascundem cadavru. Pe aici trebuie să fac șmecherii să-i atrag. În anumite locuri. Wow, nu m-am așteptat la ăla, nu-l văzusem pe ăla în primul rând. Și drept l-am făcut, l-am omorât pe ăsta lejer, fără să mă chinui. Și acum îs trei acolo strânși.
Tu poți să mori, rău. Perfect. Cum mai e numai ăsta care pur și simplu o să-l omor chiar foarte lejer? Ca să-i ascund cadavrul pe unul, pentru că o să ar fi căzut pe foc dacă l omoram. Și nu mai puteam să-i ascund cadavrul. Am trebuit să aștept un pic să mi se încarce umbra. Da un dash frumos acolo. Unul e aici. Nu, acolo. Mă marchează, ești idiot. Oricum ăla nu poate să vină tu mai aici. Prea repede. Față de ăsta care poate să vină foarte repede. Ăla știu că ia ceva timp să ajungă, dar... Pentru că ocolește... N-are o poartă anume să zic așa. Ca să ajungă rapid. Măcar omor doi dintr-o lovitură în felul ăsta, ceea ce mi-i convine. Da, ești tu, Osabi. Poți și să dispari. Mersi. Acum... Wow. Cred că am atras prea mulți. Da, ăsta, da. Da, am atras prea mult, mă retrag, nu. Nu risc, prea mulți. Wow, close. Mă dădesim prea în față și mira că nu o să apuc să îl omor ca lumea. Wow. Aici, într-un fel, trebuie să dau repede. Să mă teleportez deasupra. Nu știu cum să explic. Trebuie să-l omor pe ăla de peste gard, mai exact, mai repede. Sau pot să fac asta prima dată, ca să-i dispară cadavrul ăsta de aici. Aici sunt doi în casă, dacă nu mă înșel, da. Ia ne strecurăm un pic. N-am mult să mă ascund, fac. De fapt, intru pe aici să mai golesc niște inamici de aici. Apropo, unde este un talisman? Unde... Stai mă, pe unde naiba era o chestie? Găsiți? Aha! Intrați pe aici și mergeți înăuntru și acolo în chestia asta și o să găsiți un talisman. Ca să știți de acum. Aici știu că e o de asta care trebuie să o distrug, dar... Fac. Mai a rămas aia, aici e de asta. Și cum mai e unul aici. E unul acolo. Și aici sunt doi jos. Și mai sunt aia din partea aia de acolo. Și ca să-i omorăm. Nu e așa de ușor, dar putem. Putem să o facem. Trebuie să-l atrag pe unul. Doar. Așa. Îmi trebuia pe unul să-l atrag. Și chiar asta o să fac. O să stau ceva de genul până acolo și când treci și îl omor pur și simplu. El trece de mine. Îi bag frumos sabia în el. Îi ascund cadavrul, chiar dacă e cam ascuns deja. Mă duc mai un pic mai în față. Îi dau și lui ăsta semnale. Nu-i dau semnale, cam... Ne atrag atenția. Și aștept pur și simplu să treacă de mine. Eu ca de obicei în spatele lui. Bum! La picioare, tăiat. Sunt în genunchi și noi am băgat sabia. În gât. Aproximativ. În gât, nu era chiar în gât, dar... Acum ca să mă duc să-l omor pe ăla, trebuie să intru pe aici. Trec prin toate pânzele astea de paianj, în peșter, ce naiba sunt pe aici. Mă sui sus. Știu că ăla oricum nu vine, ăla doar trage o săgeată și
atâta tot o las acolo. Dar asta, asta vine, pentru că are sabi și n-are ce să facă. Și uite așa a murit. N-au pot să vin pur și simplu pe aici lejer. Să-l fac și pe ăsta pur și simplu să dispară. Da, un șarpe. Bă, de ăla nu mai mi-aminteam, sincer. Nu vrei tu să dispari? Mulțumesc frumos. Perfect. Acum mai sunt în jur de vreo 5-6 maxim. Care mai trebuie să îi distrug. Să-i distrug, adică să-i omor. Perfect, i-am atras atenția. El o să vină acum. Pe numai să nu mă vadă ăla la altul. Oh, perfect. Da, a fost la limit, putea să mă vadă ăla. Hai, vin, o să vezi ce se întâmplă. Uite, asta era surpriza. O sabi în tine. Cum ai știu cum mai sunt ăștia aici, care pot să-i omor foarte lejer pe... Pe ăsta pot să-l omor lejer, pe ăla din casă o să fie mai greu. Hai mă să-i dispară cadavru, vreau. Perfect. Acum nu știu dacă pot să-i atrag pe amândoi. Nu vreau să zic că dacă pot să-l atrag pe unul, dar se pare că nu pot. Nu pot să folosesc metoda asta, că oricum alta nu mai am. Și cea metodă e, o să trag pur și simplu într-unul. Și pe celălalt pur și simplu mănânc. Bam. În primul rând, ăștia erau în casă dintr-un singur motiv, pentru că cum intrați aici în casă, bam, nimica. Dar aici e un pergament, mai exact, pe chestia aia. Și mi se pare că și aici sus e unul, dacă nu mă înșel. Dar puteți intra și pe aici, în dormitorul ăla, adică pentru cei care vor să fie stealth, să nu omoare pe nimeni, adică o umbră, total umbră, să... Nu îi să simtă prezența, de obicei asta facă, intră pe acolo. Ăsta nu prea văd cum pot să-l omor altfel și n-am chef să stau să mă gândesc, așa că... Îl omor cu un cunai. Și acum dăm drumul la pod, mai exact. Bam, să deschid podul, exit the area. Și noi trebuie să așteptăm pur și simplu acum să coboare chestia aia de pod. Hai mă! Hai. Așa. N-am cum să mă teleportez cu el. Pentru că nu mergi pur și simplu. Trebuie să aștepți. Și pentru că n-aveai cum să te purte distanța așa mare și pentru că era și aia apa, așa. Acum hai să vedem ce arie urmează. Bineînțeles. Never detected. All threats kill. Acum nu mai știu ce arie urma. Oh, aici ai luat să ne ia ceva, ceva mai, o arie destul de mare și chiar foarte complicată. Dar asta o să o lăsăm pe episodul următor. Dacă chiar v-a plăcut această parte, nu uitați de like, subscribe, share și comment. Și pe atare, ce să mai zic decât bye bye.